Aseară, pe terenul din comuna Nanova, au avut loc meciurile din etapa a doua în Cupa PNL la fotbal. Echipele din Alexandria, Buzescu, Nenciuleș, Seaca, Botoroaga, Vârtoape, Brânceni, Lița, Conțeș, Nanov, Puran și Balaci și-au disputat locurile din semifinala competiției, ce va avea loc la sfârșit de săptămână. Sunteți în calitate de primar, de jucător, de susținător al echipei. Cu ce ocazie astăzi la prima ediție a Cupei PNL la fotbal? În primul rând, în calitate de rezervă, pentru că suntem decât 7 jucători din 6, sunt și în calitate de primar, întrucât este Cupa PNL, Telorman. Sunt primar PNL, fac și pe antrenorul, fac de toate. Sper să-mi vingem. Cum vi se pare organizarea unei astfel de competiții, mai ales că se adresează în general persoanelor, domnilor, cu o anumită vârstă, peste 30 de ani? Da. Este o competiție frumoasă, benefică și pentru sport, dar și pentru socializare între membrii PNL. Iar ca vârstă, eu aș fi pus-o peste 50 de ani. Era ideal. Adică să am și eu decât 13 ani peste, să nu am 63. Aveți o competitoare destul de importantă astăzi. La ce scor vă așteptați? Păi nu știu care e gazdele, dar în orice caz să batem noi. Măcar cu unul diferență, ca să luăm 3 puncte. Lor le dorim succes, iar nouă victorie. În febra competiției au intrat și doamnele, cel mai înfocat susținător al echipei din Nenciulești, fiind chiar primărița localității. Vă place fotbalul ca femeie sau ați venit doar să vă susțineți echipa astăzi? Să răspund la întrebarea dumneavoastră, în primul rând îmi place fotbalul. Am venit să susțin și echipa, asta evident, și vreau să mă și laud puțin în sensul în care echipa Nenciuleștiului a fost cap de serie, așa că așteptăm în continuare să câștigăm și cea de-a doua serie, să ne enumerăm printre finaliste. Mă bucur în continuare pentru cei care vor juca. Totodată trag speranța ca și noi ca echipă să ne situăm pe primele locuri. Deși este o întrecere amicală, fiecare echipă vrea să se numere printre finaliste, iar jucătorii, indiferent de vârstă și condiție fizică, fac eforturi să-și atingă obiectivul.